Autoritățile județene împreună cu cele sârbe au pus bazele unui proiect care prevede realizarea unei piste pentru biciclete care să facă legătura între Timișoara și Serbia. Traseul va avea o lungime de 37 de kilometri, iar iubitorii sportului pe două roți vor putea ajunge până în orașul sârb Zrenjanin. În plus, pista va avea o lățime de 2 metri, iar circulația va fi posibilă în ambele sensuri. Pista va începe de la podul Modoș pe partea stângă până la Udvin. La Udvin traversează podul pe partea dreaptă și va merge până la granița cu Serbia. Deci, practic, va fi suficient de accesibilă. În cadrul proiectului sunt și posibilitatea de cumpărare de biciclete. Probabil că va fi o societate. Va trebui să vedem dacă o administrează Apele Banatului. Cel mai probabil însă timișorenii vor putea ajunge cu bicicleta în Serbia abia în anul 2015. Construcția propriu-zisă va fi licitată în timpul acestei toamne. Anul viitor vom avea în mod cert un constructor, ceea ce înseamnă că în primăvară, atunci când condițiile hidrometeorologice permit, se va începe lucrarea propriu-zisă. Obiectivul principal al acestui proiect este de a întări relațiile de cooperare dintre România și Serbia, dar și de a dezvolta turismul în cele două țări. Proiectul este foarte important deoarece presupune crearea unor legături mai strânse între Serbia și România în domeniul economic, turistic și în alte domenii. Serbia acordă o importanță deosebită proiectelor transfrontaliere și va susține și următoarele proiecte de acest gen. În plus, Timișoara este unul dintre orașele importante din Europa. Este un centru economic și cultural al acestei regiuni și sperăm că va primi titlul de capitală europeană a culturii în 2021. Valoarea totală a proiectului se ridică la peste 2 milioane de euro, iar cea mai mare parte din bani sunt fonduri nerambursabile.